Boxerul din Tiraspol, Vasile Cebotare, a devenit vice-campion european la juniori în categoria de greutate de 54 de kilograme. În finala acesta a fost învins de rusul Vzefolod Shumkov. Totodată, alți doi sportivi moldoveni, Vitalie Prisăcaru în categoria de 48 de kilograme și Vladislav Guzi la 60 de kilograme, s-au ales cu medaliile de bronz. La campionatul european de box din Bulgaria, Moldova a fost reprezentată de 10 sportivi.